Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante știri din sport. Deși visează să ia zeci de milioane de euro pe vedetele Florinel Coman și Tavi Popescu, Gigi Becali recunoaște că nimeni nu se înghesuie să pună banul jos pentru vreunul dintre ei. Finanțatorul lui FCSB anunță și primul jucător cu șanse reale pentru un transfer în străinătate, Andrei Cordea. Mijlocașul a marcat de 6 ori în acest sezon. Le-am zis lui Tavi și Coman, nu am avut oferte clare pentru voi. Vrei ofertă? Uite cine o să plece primul, Cordea. De ce? Pentru că e constant și pleacă. Man era vedetă, era extraordinar. Man avea constanță, nu a fost un mare extraordinar, dar băiatul patronului american se uita pe statistici, ăla când te vede că alegi 4 km într-un meci și nu te ia pe tine. Tavi, Florinele, băi, trebuie să alegi 12 km pe meci. Man de-aia a plecat, m-a ajutat el, alerga, dădea pasă de gol, dădea gol. A declarat Gigi Becali la Pro Arena. CFR Cluj este de neoprit. Campionii s-au impus cu 2-1 în fața lui Șep și Oeșca și au ajuns la 6 meciuri consecutive fără să cunoască gustul înfrângerii. Chiar și așa, Dan Petrescu are motive de nemulțumire. Oamenii săi responsabili cu golul nu își fac treaba deloc. Cristiano Bergodi a plecat nemulțumit de la Cluj, supărat pe centralul Ișvan Covaci. Rezultate fantastice în ultimul timp. În campionat din 6 meciuri avem 5 victorii. Și suntem încă în Europa și am câștigat și în Europa, deci 2 meciuri. Înseamnă că echipa a prins, eu știu, s-a omogenizat. Nu sunt Mafalda să fac o echipă așa din mers și îți trebuie timp. Dar la CFR nu e timp. Mă aștept mai mult de la atacanții mei, pentru că golurile le dau mijlocași și fundași. Atacanții mei încă nu sunt în formă. De-aia cred că nu marchează, nu au făcut pregătirea cu mine și cred că se vede acest lucru. Pentru că, sincer, mă aștept ca și atacanții să marcheze, de-aia sunt atacanții. Nu putem continua să marcheze numai fundașii și mijlocașii și atacanții ar trebui să trezească și să marcheze și goluri. Eu am tot respectul pentru Istvan Kovaș, dar nu înțeleg varul că nu cheamă atenția, trage atenția la arbitru că sta pe teren și trebuie să te uiți un finalul de campionat, de tur greu, pentru că avem FCSB și după avem și Craiova se reîncepe și după avem meciuri de cupa asta, dar vedem. Eu de echipa nu sunt dezamăgit. Putem ajunge să atingem obiectivul de a fi în play-off. Ca să facă față în campionat și să fie sigur că are șanse la titlu, Mirel Rădoi împrumută strategia nașului Gigi Becali. Oltenii trimit rezervele la luptă în meciurile din Cupa României. Universitatea Craiova are meci greu cu FC Hermannstadt, echipă aflată la un punct în fața oltenilor în Superliga. Pentru noi poate însemna un moment al revanșei. Sunt sigur că atât la noi cât și la ei vor apărea schimbări în primul 11, dar pe noi ne interesează foarte mult această competiție. Pe ei probabil că interesează în acest moment să-și consolideze locul în primele 6 în play-off. Adică. Vă gândiți să menajați jucători pentru această partidă? Cu siguranță. Avem și noi ceva probleme medicale și jucătorii care au foarte multe minute din punct de vedere fizic, la fel trebuie să avem grijă, pentru că după aceea avem un meci foarte important de campionat la Arad. O echipă mare ca Craiova trebuie să în fiecare competiție să facă cea mai bună performanță. Și normal, sigur că și cupa e un obiectiv pentru noi. Răzvan Lucescu a izbucnit la finalul derbiului cu Olympiacos. PAOK s-a impus cu 2-1, dar tehnicianul român nu a rezistat atacului venit din partea ziariștilor eleni. Ar trebui să vă fie rușine, a tunat Lucescu la conferința de presă. We kick you. Yes. I believe that you should be ashamed. And all the other Greek federation and commitment and how they behave against us. It was a penalty that was 3 times bigger than all the other penalties. It was a shame what happened. It was a shame what happened against Panathinaikos. It was a shame how teams from Athens receive penalties that they are not. It's a shame what is happening to us. They give penalty and after they go in VAR they talk, I don't know what they talk. And after they come back and they take back their decision. Wake up, guys, please. See what is the real situation in football, not attacking PAOK. În anul în care Messi și Cristiano Ronaldo au intrat într-un con de umbră, a ieșit la rampă Karim Benzema. Atacantul lui Real Madrid a câștigat pentru prima dată balonul de aur. Benzema i-a depășit la voturi pe Lewandowski, Sadio Mane și Kevin De Bruyne. La ceremonie, Benzema i-a adus prin vestimentația aleasă și un omagiu regretatului rapper Tupac și a primit trofeul de la unul dintre idolii săi, Zinedine Zidane. Toată sala i-a strigat numele momente bune spre emoția fotbalistului. C'est pour toi, Karim Benzema.
c'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Décision correcte. Nu mai e nici Messi, nici Ronaldo, gata. Cred că s-a dus era lui Messi și Ronaldo să mai ia. S-ar putea să înceapă Mbappé, acum Salah, chiar Benzema, nu știu dacă mai poate încă un an pentru că are și el o vârstă, dar chiar merita pentru ce sezon a avut. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere!